Așa este, așa este corect. La clasa A, 5-a. Am schimbat registrul. Mario a trecut acum să-și facă tema, să apuc de temă și noi trecem la clasa A, 5-a. Poftim, Daria. Arătați că apare. Se divide cu 1 la a doua plus 2 la a doua plus 3 la a doua plus 4 la a doua. La 1 la a doua plus 2 la a doua plus 3 la a doua plus 4 la a doua. Deci numărul acesta să arătăm că se divide la 1 la a doua plus 2 la a doua plus 3 la a doua plus 4 la a doua. Trebuie să calculăm, nu avem ce face, da? Deci echivalent. Va spune că numărul 15.720 se divide la 1 plus 4 plus 8 plus 6 plus 8 plus 9 plus 9 10 14 și plus 16 la 30. Se divide la 30. Adică 0 cu 0 se duc așa, printr-un 10. Se împarte exact. Se împarte exact. Se împarte divide. Exact. Scrie un cuvinte. Se divide înseamnă se împarte exact. Se împarte exact. Deci, fără rest. Asta înseamnă. Pentru că cine, unul putea ceva se împarte exact. Doi, se împarte exact. Iată, 10 de acord. Da. Am simplificat prin 10 și de împărțitul și împărțitorul. Și acum mi-a rămas numărul. Este echivalent cu așa. De parcă aș spune, dacă 1572 se divide la 3. Exact același lucru. Și se divide la 3 pentru că 1 și cu 5, 1 din criterii este asta, nu? Da. Criteriul după care asigurăm. Dacă suma cifrelor 1 plus 3 plus 7 plus 2 9 plus 1 7 plus 2, 9 plus 1, 10 plus 5, 15 împărțit la 3. 15 da, împărțit. Pentru că 15 se împarte la se împarte la 3 înseamnă că tot numărul acela de mai înainte se împarte exact. Dacă facem împărțirea o să vedeți că nu dă cu rest. Și asta am pus, a făcut. Ai făcut? Da? Am făcut și da. 524 număr. Deci, înseamnă că 1572 împărțit la 3 rezultă câtul 524 și restul e 0. Asta este motivul pentru care spune că se divide. Acum să le spunem și la domnul profesor că ei doi nu știu ce e divizorul, ce e multiplu, n-au făcut. Bun. Atenție, copii. Dacă... Adică trebuie să fie și asta problema. Nu? Dar de ce a mai fost nevoie să ne gândim pentru două numere date să găsim pe cel mai mic care să se împarte exact la cele două? Urmare. Pentru 5 și 6, care este cel mai mic număr care să se împarte exact și la 5 și la 6? Cel mai mic care să se împarte exact și la 5 și la 6? Păi să se împartă. El trebuie să fie mai mare decât el. El trebuie să fie mai mare ca să se împarte exact. 30, nu? Da. Deci, 30 împărțit la 5, 6 și 30 împărțit la 6 face 5. Ei, acest lucru se notează matematic așa. 5 și 6, cel mai mic număr care se împarte exact, se numește cel mai mic multiplu comun. Uitați cum se notează. Cel mai mic multiplu comun al 5 și 6 egal cu 30. Cel mai mic multiplu comun este 30. Sigur că și 60 ar fi fost. Bun. Că și 60 se împarte și la 5 și la 6. Și 90 ar fi fost bun. Dar n-ar fi fost cel mai mic. Deci vedeți problema de noi? Căutăm pe cel mai mic număr care să fie deștept să împartă la amândouă. Da. Ia uitați-vă, spuneți-mi care este cel mai mic multiplu comun al lui 8 și 6. Între 8 și 6. Cel mai mic 48. 48. Iar 48 este, da? Dar, nu fi la mai mic? Zici tu la fel 48?
ca să bate exact și la 8 și la 6. Care e cel mai mic număr ca să bate exact, cel mai mic? Și la 8 și la 6. 24. 24. 24. Poate, mai dacă mai găsit. Corect, că 24 împărțit la 8, 24 împărțit la 6. Deci 24 împărțit la 8. Da? Deci cel mai mic multiplu comun. Ar fost greșit să spun 48, că eu vreau cel mai mic multiplu. Deci 24. Pentru că 24 se împarte la 8 și egal cu 3. Și 24 se împarte și la 6. Și egal cu 4. Deci este deștept numărul ăsta. Tu mi-ai dat și 48, parcă, nu? Ce mi-ai dat? 48. Este bun și ăsta. Și 48. Noi cel mai mic. 48 se împarte la 8 și face cât 6. 48 se împarte și la 6. Și face 8. Da, dar nu este cel mai mic. Bă, tu știi că e interesant să găsim cel mai mic. Interesant, nu? Că să găsim o șmecherie, o metodă. Nu vine în minte acum ce să fac. Cum dar vă ajută Davide și Daria. Cum să fac? Davide, să o să fie Davide. Da. Cum? Cum vă găsim pe ăsta cel mai mic? Păi îl învărțim pe 8. Nu, la divizor, nu? Sau multiplu? La multiplu. Cel mai mic multiplu vreau acum. În prima etapă ce facem? Îl descom. Îl descom. Punem, da? Luăm pe 8 și schimb ca puteri. 8. 2 la 3. 2 la 3, da. Nu mai împărtim. Nu 4 la 2, Davide. Nu 4 la 2. Deci, 2 la 3. Adică 2 ori 2 ori 2. Și de așa nu nu nimic. Păi ăsta l-am putut scrie, da? 2 la 3. Da. Și 6. Și 6. Doi, trei, trei, nu? Ce își face? Deci trebuie să-l scriem cât se, mai, cât se poate de mult ca produs de factori. Da? Factor prim. Să nu mai poate fi stricat. 2 ori 3. În momentul acesta... Stop. Deci iau pe 8 de 4 și spun că e egal cu 2 ori 3. Iau pe 6 și spun că e egal cu 2 ori 3. 2 la 3. 2 la 3. 2 ori 3. Și acum. Și acum. Noi am constatat că 24 ar fi numărul căutat. 24. Deci am găsit, din experiența care a fost de greșit, am găsit 24 e deșteptul numărul acela, cel mai mic. Cel mai mic multiplu comun este 24. Care se scrie ca fiind? 3 rupt. Nu? 3 rupt. Nu-i bine? Da. Deci 3 pentru că este cel mai mare 8. De la 2 3 ori 8. Și egal mai departe cu... Deci era și bine, era bine și 6 ori 4. Corect. Da? Da. Și 6 ori 4. Să nu ne speriem. Da. Dar 3 ori 8 înseamnă 3 ori 2 la 3. Că 8 e 2 la 3, da? Da. Iar 24 înseamnă 2 ori 3. 6 ori 4 înseamnă 2 ori 3. 6 ăsta, da? Da. 2 ori 3. Și ori 4 înseamnă 2 la 2. Care înseamnă 2 ori 2 la 2 face... 2 la 3. Deci 3 ori. Ori 2 la 3. Este același lucru. Dar care este divizorul și care este multiplul? Nu mai un pic. Păi uite-te aici. 24 am zis că e cel mai mic. Da, 24 e multiplu și divizorul sunt 8 și 6, 8 și 6. 24 este multiplu cel mai mic. Cel mai mic multiplu. Iar cât despre divizor discutăm imediat. Dar să ne oprim aici, la multiplu. Că aici eu acum depun efort să vă convinc de un lucru. Că după ce am făcut descompunerea, îi privim pe cei factorii care au rezultat de descompunere. Și am luat din 3 ori 2 la 3. Adică dintre cei comuni, între 2 și 2 la 3, îl luăm pe cel cu puterea cea mai mare. Da? Deci dintre cei comuni, îl luăm pe cel cu puterea cea mai mare. Dar îi luăm și pe cei necomuni, și pe 3. Deci, pentru a afla celui mai mic multiplu comun, descompunem un factor, cum vedeți aici. Și
luăm și pe cei comuni, dar dintre cei comuni cu puterea cea mai mare, și luăm și pe cei necomuni. Toți care ar fi, dacă mi-a fost un 15 aici, am fost un 7 ori, pe toți luăm. Și îi mulțim. Și așa aflăm pe cel mai mic număr, care se împarte singur, exact, la 8 și la 6. La 8 și la 6. Și așa ne-a ieșit 9, 24. Deci cum se află cel mai mic multiplu comun? Al două sau mai multe argumente. Se descompun. Poți și trei numere, și 4, și 7. Se descompun. Și după ce am descompus, mă uit în partea dreaptă, în descompunere și iau. Dintre cei comuni, pe cei cu puterea cea mai mare, iar în continuare completăm și înmulțim cu toți ceilalți necomuni. Da? Exact. Bun. Hai să vă aflați voi cel mai mic multiplu comun între 51 și 104. Și noi, nu? Da, da, ok. Așa. Deci problema este să aflăm cel mai mic număr care se împarte exact și la 51 și la 104. Și la 51 și la 104. Nu vă gândiți, ce voi zic? Nu deodată, nu. Nu deodată, nu puteți. Nu se poate gândi nici nimeni în față. Exact. Descompuneți numele. Pe 51. Sigur că da. Pe 51. Îl descompunem. Și am văzut prin cât ar merge. 3 ori 7. Mai întâi 5 și 1 fac 6. 6 am spune că se vide la 3. Și zic 3 în 5 ori 6. Rămâne 21, 7. 17 e număr prim. Adică la 17 nu are divizor. Și 3 ori 17. Iată că zic acum 51. Egal cu 3 ori 7. 104. Să luăm și pe 104. 104. Prin 2, în 2. De ce prin 2? Nu prin 2? Prin cifre 4. Da. Când ultima cifre 4 merge prin repară, merge prin 2. Un număr se împarte la 2 când ultima cifră aici este 2, 0, 2, 4, 6 și 8. Este trebuie să fie o pară. Corect. De ce merge prin 2? Să zicem 34 la... 2 în 10? 34 la 3. 34 la 3? Pardon, 34 ori 3. 34 ori 3. 104 ori 3. 12, 102 am dat. 102, dar eu mă știu 104. Da? Deci, prin cât merge? Prin 2. 2 în 10? 50 și 2. Iar e ultima cifră pară, înseamnă chiar merge prin 2, domnul profesor. Iar merge prin 2. 2 în 5 merge de 2 ori, 2 ori 2, 4, rămâne un 1 și coborâm pe 2, ne imaginăm în minte împărțirea la 2. Și 12 împărțit la 2, 6. Oh, iar 4. Iar 2. Aici. Iar prin 2. 2 în... 2 odată. 2 odată. Și 2 în... 6 în 2, 3. 3. Da. 13 număr prin 2. 13 nu mai merge nici prin 2, nici prin 3. 13 număr prin, nu are divizor 13. Asta înseamnă număr prim. Nu mai are. 13. Și acum o să scriu dedesubt că 104 este egal cu... 2 la cât, Dalți? 2 ori 2 ori 2. 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3. 13. Bun. Și acum zic, cel mai mic multiplu comun acestor două este... Cum am zis că facem? Ne uităm la cei comuni. Avem ceva comun? Doi la comun? Avem ceva comun? Nu. 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 Luăm. Doi la treia. Doi la treia luăm. Da. Nu ne compar din doi la cu altcineva. Dacă ai fost 2 la 4, ai luat 2 la 4 și nu mai luam pe 2 la 3. Deci cel cu puterea cea mai mare. 2 la 3 ori... 3 îl luăm? Pe 3. Da. De la 3 ori 7 îl luăm?
Îl luăm, am zis că îi luăm pe toți. Și comun și necomun. Da. Da? Deocamdată văd că n-am nimic comun. Deci se ia și 3, și 17, și 13. Știți voi cât face? Trebuie să mulțim cele două numere, domn profesor. Atâta tot. 104. 104 ori cât? 51. Le-am luat pe toți. Și sigur că da. 104 ori 51 facem mulțimea de două număr. Sunt partea acel număr carneva pe care îl obținem și la 104 și la 51? Da. Sigur că da. Sunt partea la 104 pentru că... Pentru că la mai țin 104. Da? 5304. 5304 este multiplu comun. Iată o situație, o situație foarte interesantă când n-am avut de ales, n-am avut de comparat, n-am avut nimic comun. Și atunci luăm tot. Da? Când nu avem nimic comun, deci cel mai mic multiplu comun aici este cât? 5304. Ăsta este cel mai mic multiplu comun a celor două numere. 5304. Da. Copii. Mai există o metodă. Cum? Mai există o metodă prin care putem să mai afla. Cel mai mic? Multiplu? Da. Nu. Mai există o metodă? Vă treabă altă metodă? Nu. Nu, asta e metoda. Descompunem numerele. Descompunem. Și vom încerceta. Dintre cei comuni, îi luăm pe cei cu puterea cea mai mare. Dar vreau să mai există o metodă. Care? Da. Să scrii toți multipli până dai de un care este acest. Acum am făcut de la divizor aici. Dar la divizor e... altă poveste. Da. Dar ea nu amestecăm lucrurile. Nu amestecăm. La multipli nu. Multipli aceia se duc, tot duc la nesfârșit. Deci, atenție multă. Care sunt etapele ca să găsim cel mai mult mic multiplu comun? Descompunem. Deci descompunem numerele. Da. După scriem rezultatul. Deci după ce am descompus, le așezăm frumos unul în spate și mergem pasul 2. La pasul 2 căutăm dintre cei comuni pe cei cu puterea cea mai mare și la care adăugăm și mulțim deci mai departe și cei necomuni. Toți cei necomuni. Cuvinte, dacă sunt comuni, pe obicei, cu puterea cea mai mare, dintre doi comuni, până la Egipt, și până completăm cu toți cei necomuni, care nu mai sunt găsesc, da? Deci să găsesc o singură dată, asta înseamnă necomun. Așadar, spuneți, pașii, sau algoritmul, să zicem așa, algoritmul, în paranteze, pașii pe care îi parcurgem, algoritmul, în paranteze, pașii pe care îi parcurgem, pentru găsirea celui mai mic multiplu comun. Pașii pe care îi parcurgem pentru găsirea celui mai mic comun. Celui mai mic multiplu comun. Celui mai mic multiplu comun. Că mă. Deci câți de mă? 3 de mă. Că celui mai mic multiplu comun cuvinte, dar foarte bine v-ai zis, și până scriem și ce mă. 1. Pasul 1. Ce facem în prima? Voi spuneți ce facem. Descompunem în factor prim. Descompunem în factor prim. Aici trebuie să schimb criteriile de divizibilitate la 2, la 3, la 5, 9. Asta urmează să-l fac. Da. Da. Este la pasul. Nu știu acum dacă ei știu ce sunt factorii primi, știți? Nu stau și mă gândesc. Descompunem în factor prim înseamnă că căutăm să scriem numărul celor ca fiind 2 la ceva, 3 la ceva, 4 la 5 la ceva, 7. Da. Numere prime, o să le vedem imediat, o să discutăm. Pasul 2, după ce am spus, descompunem în factor prim, nu? Da. Descompunem în factor prim. Factor, adică se mulțesc. Da? 2. Ce facem acum? Pasul 2. Tu, da, de vedere. Pasul 2 scriem relații. Păi, nu. Am descompus. Așa arată. Da. Scriem când. Da. Și verificăm dacă avem un factor comun în cele două relații. Deci, luăm
Cum luăm pasul 2? Dintre cei comuni? Pe cel care are exponentul cel mai mare și cei care nu sunt comuni. Îi adăugăm și pe ei, mulțim și cu toți cei necomuni, da? Deci, aici spune pasul 2. Dintre cei comuni, îi luăm pe cei cu exponentul cel mai mare. Și apoi înmulțim cu toți cei necomuni. Să ne închipuim că avem două numere, nu știu, poate trebuie să ne luăm. Dar trebuie să da. Așa. Să vedem exact o situație. Ce ar vrea să înmulțești tu repede numele? Să vedem. Le dau eu și care sunt curele? A egal cu 2 la a 3-a, ori 3 la a 2-a, ori 5, ori 5, hai să zic așa, B-ul egal cu 2, ori 3, ori 7. Nu știu cine este ăsta, cum îl puteți da. Adică 360 aici. 360 aici. Și 6, 7, 42. 6. 7, 42. Așa. Acum, noi nu știm descompunerea asta. Ce facem? Rup pe 360 deoparte și îl descompunem. Mă ajută... Darius. Darius. 360. Prin cât? Prin 2, fiindcă ultima cifră este 0. Da? Fiindcă este 0, da? Prin 2. Și face 2 în 3 o dată, 2 în 16 de 8 ori, da? Bine? Și 0, 180. Da? Bine? Până sunt iar prin 2, din cauza aceea, da? 2. Și 2 în 18 de 9 ori. Da? Și va da 90. Încă o dată prin 2. Și face 45. Și 9. Și atât, da. Nu mai poate? Prin 5, fiindcă ultima cifră este 5 sau 0. Și prin 3. Și prin 3, da. La care se întâmplă că ultima cifră este 5 sau 0, merge prin 5, sigur. Iată, prin 5. Și de 9. Și 9 puteți să facă prin 3? E 9 prin 3, sigur că da. Obligatoriu prin 3. Așa. Și merge de 3 ori. Și 3 ori este de ori sigur, nu mai are divizor. Și nu mai se face. Deci 3 în 3 odată. Și acum, iată că 360 este egal cu? 2 la A. 2 la 3 A. Așa. Este 3 ori, nu? 2 la 3 A. Ori 3 la 2, ori 5. Ori. Da? Deci asta este descompunerea. Acum, 42. Luăm de fapt 42. 42. Prin 2. Prin 2. 21. 21. 3. Prin 3. 7. 7 și 7. Iată că 42 este 6 ori 7. 2 ori 7. Bun. Bine. Și acum, le-am scris. Deci am făcut pasul întâi. Ce am spus la pasul întâi? Descompunem numerele acestea în factori. Factori, că așa se cheamă în termeni de la mulțire. Factori. Și 2, 3 și 5 sunt prim. Adică nu mai au alți divizori. Decât pe 11 ele? Da, pe 11 ele sunt. Dar alți divizori propriu. Adică nu se mai împară niciunul. Nu se mai împară la minimă. Cu altul. Da. Da? 2, 3 și... La fel a făcut și jos. 2, 3 și 7. Sunt prim, că nu mai au alte descompunere. 2, 3 și 7. De acord, da? Și acum zicem, cel mai mic multiplu comun este egal cu? Cel mai
Vreau Ștefan. Să zică. Trecem la pasul 2. La pasul 2 și facem. Deci după aceea descompus, la pasul 2 ce ar să facem? Stop! Dintre ce comun? Analizează, găsești ceva comun? Adică și sus și jos? Ai înțeles? Care sunt cei comuni? Cei comuni? 2 și 3. 2 la 3 și 2, nu? 2 la 3. 2 la 3 și 2, de plantat cu 2, da? Da. Dintre 2 la 3 și 2, în loc de cel cu puterea cea mai mare, mă spuneți. Da. Deci cel cel mai mare. Nu, dar întâi să luăm 2. Pe 2 ăștia se compară. Deci 2 la A, 3, da? Oi. Nu le-au și pe 2 la 1, acolo am luat odată dintre cei 2, pe cel cu puterea cea mai mare. Mai departe, dintre 3 la a 2 și 3. 3 la a 2. 3 la a 2. Deci vine ori 3 la a 2. Și ori 5 și ori 7, că luăm și pe ce necomun, spune aici, da? Comun și necomun. Da, bine, clar? Da. Deci ori 5, ori 7. Deci 2 la a 3, ori 3 la a 2, ori 5, ori 7. Vă dă 2520. Da, și 2520. Ăsta e cel mai mic număr care e atât de deștept. Unul mai mic asta nu există. Da. Cu calitatea asta de a se împărți exact și la 360 și la 42. Deci 2520 împărțit la 360 egal câtul cât? Eu am să mă uit deodată. 7. Trebuie să vedeți cum. 2 la 3. Păi, 8 ori 9, 72. 72 ori 5. Dar eu uitați-vă cum face domnul profesor. Eu uitați-vă și șmecherii vă învață. Deci, numai 7 să fie? Numai 7, da, da. Uitați-vă. 2520. Ce-o rezultat din 2 la 3? 3 la 2. Ori 5. Ori 5. Ori 7. Iar 360 este 2 la 3, 3 la 2, ori 5 și încă ori 7. Deci totul ăsta cât ar fi? Tot ăsta ar fi 360. Deci tot ăsta ar fi 360. Și fiindcă împar la 360, din cine are rezultat 2520? Din 360 ori 7. Și atunci rezultatul este 7. Da? Deci, vedeți ce fac, ca să nu pierd timpul cu împărțirea. Ori la 360. Din cine ești tu compus 360? Păi zice, dintr-un 2 la 3, ăla-am, ăla 3 la 2, ăla și 5, ăla. Și cine e plus? 7. Înseamnă că? Ăsta este cât? Ăsta este cât? Păi ia să împăr la 4, dacă mergi și șmecherie. Acum e tare. Ia să vedem. Deci, 2520 împărțit la 42, aș vrea să dau răspunsul direct, dar fără să facă împărțirea. Exact. Dar fac împărțirea a... Tot nu merge. Ia să vedem. Ba da, stai că vă spun. Hai să facem împărțirea. Ia să vedem. Pentru că... Ia uitați-vă la 42. Hai să împărțim. Hai să împărțim. Da, da. Ia uitați-vă la 42. Un pic. Să împărțim. 2520 împărțit la 42. 60. Egal cu 60. Care înseamnă care ce? Înseamnă. 2 la 2. În 4 ori 15. 2 la 2. Nu? 4 ori 15. Și 15 e 3 ori 5. 3 ori 5, da. Da? Aici îți poți spune 2 la 2. Ori 3 ori 5. E bun, nu? 2 la 2 ori 3 ori 5. Încă la 60, nu? E 4 ori 15. Dar 4 e 2 la a 2-a, ori 3, ori 5. Da. De unde și 2 la a 2-a? 42 avea un 2 la a 1-a. Diferența dintre 2 la a 3-a și 2 la a 1-a... 2 la a 2. E 2 la a 2-a. Uuu, e ce? Dintre 3 la a 2-a și 3 la a 1-a. 3 la a 2-a și 3 la a 1-a, e 3 la a 1-a. 7... 7, 7 era, numai 5. 7 era și numai 5 în plus. Și atunci ieși foarte repede. Da. Da. Deci ne uităm la multiplu, ne uităm la numărul respectiv și vedem exact ce are multiplu în plus. Iată un 2 la a 2-a, iată are un 3 în plus, iată are și 5. 5.
Că 7 la 1. Și atunci, ăsta e câtul împărțirii. Da. Tot ce e în plus. Deci tot ce e în plus este câtul împărțirii, ca să pierd timpul. Excelent. Da. Mai și ce? Poți să faci și împărțirea efectivă, să te convingi. Dar dacă ai șmecheria asta pusă la punct, vezi care e diferența și știi exact cât nu mai e diferența. Nu mai, practic câștigăm timp. Timp, mai pierzi timpul, corect. Da, câștigăm timp. Hai să mai facem încă unul. Mai faci unul sau le zice și de divizor? Nu mai fac încă unul ca să mă convinc, dar am înțeles. Amestec bine. Așa lucrurile. Da. Ia să vedem. Să zicem 32. Deci A egal cu 32, iar B egal cu 54. Și 54. Care este cel mai mic multiplu comun al lor? Cel mai, ne punem paranteze, între 32 și respectiv 54. Ce facem? De zi la vede. Descompunem. 32 îl descompunem. O dată prin 2. O dată prin 2. Încă o dată prin 2 și va da 16. Deci 16 ani. Încă o dată prin 2, care va da 6. 8. 16 prin 2, 8. Ne împărțim o la 2. Așa, 4. Ne împărțim o dată prin 2. 2. Și 2 e o dată, 2 e o dată. Dar ei știau cu 3, 2, 5, voi știați. 2 la 5, deci trebuia să mă atacați foarte repede. Domnul profesor, mi-ai făcut putere. Dar de ce? Ce v-am lăsat să ne-au plăt? Hai, lasă, Ștefane, nu-mi plac cu de-asta. Adică tu știai și m-ai lăsat așa de... Să-mi duc eu acum de la 54 nu putem calcula. Dar la 54 nu putem calcula. 2 la 5. Dar 54. Ia să vedem. Deci compunem. Dacă era CP este, dacă am înțeles. Da. Hai, zi la lui tu. 54 la 2 prin 2. Da. 27. 27, ok. Acum prin 3. Da. De 9. Da. Și încă o dată prin 3. 3. Așa. 3. 3. 3. 3. Și 3. Așa trebuie să facem. Da. Și face câte? Și 3 la 3 și... Dar întâi cu 2 începem. 2 ori 3 la 3. Perfect. 2 ori 3 la 3. Și acum? Și acum, cel mai mic multiplu comun este egal cu... Este? Ia să vedem. 2 la 5 ori 3 la 3. 2 la 5 ori 3 la 3. Adică dintre cei comuni. Dintre cei comuni. Atenție, nu e importantă valoarea. Ci dintre cei comuni luăm cu cel cu puterea cea mai mare. Și lăsăm ca putere. Da. Deci 2 la 5. Și acum uităm și pe toți ceilalți de comuni. Pe toți ceilalți. 3 la 3. 3 la 3. Ori 3 la 3. Și ne egală... 32 ori 27, da? 288. 32 ori 27 și facem 200... Am făcut ori 2... 32 ori 27, 864. 864. 864. El este cel mai mic care se împarte exact și la 32 și la 54. Știți care ar fi următorul care se împarte exact și la 32 și la 54? Da. Care? 32 ori 54. 32 ori 54. Hai să văd, eu nu cred. 32 ori 54. 1728, vigilare. Da, pentru că 864. Dublul lui. Ori plus 864. Adică 1728. Deci dacă l-am găsit pe cel mai mic, îl mulțim de 2 ori, da? 864 ori 2. E următorul. Și facem 1728. 1728. Știți care ar fi următorul? Da, 1728 ori 2. Da. Ori 2? Eu zic că este la 864 ori 2. E prea te duci din 2 în 2. Da, nu! Ăla e ori 4. Ăla e ori 4, Ștefan. 864 ori 4 e.
Ori 3, Mihai. 2592. Deci 864 ori 3. Am văzut că acum 2592. Următorul care ar fi? Acesta cel mai mic se mulțește. Ori 4. Și vă zic eu ori 4. Ori 4. Asta zic eu. 3464. Ori 5 și mai departe. Da. Astea se cheamă multipli. Dar până la găsit cel mai mic dintre ei. Deci toți aceștia, 1864, 1728, 2592 și mai departe, se cheamă multipli. Multipli. Comun. Multipli comun al lui 3254. Multipli comun al lui 3254. Și cel mai mic dintre toți, cel mai mic multiplu comun, este 864. Adică cel mai mic dintre toate, care se facă exact și la 3264, este 864. Ce dat cel mai mic de 864? Că asta zicem noi cel mai mic. Că poți să găsești unul înmulțit 32 cu 54. Care, mă rog, mi se pare că e 1728. Dar noi nu-l vrem pe ăsta, îl vrem pe cel mai mic. Dacă nu-ți o problemă, îți spune să afli un multiplu al lor, atunci mă rog. Atunci, este unul din multipli, dar tu nu asta vrei, vrei pe cel mai mic multiplu. Și așa se găsește. Și așa se găsește. Cum se găsește? Descompunem. Pașii pe ea urmează. Ștefan, nu? Care sunt pașii? Descompunem. Descompunem. Da. Pasul 2. Îi luăm cu ce cu exponentul cel mai mare. Dintre cei comuni. Deci vreau să vorbești cu cuvintele tale, dacă ai înțeles. Dintre cei comuni, îl luăm pe cel cu exponentul cel mai mare și continuăm să înmulțim cu toți ceilalți necomuni. Așa trebuie să vorbiți cu cuvintele voastre, dacă ați înțeles. Zi tu, David, te rog. Alegem, descompunem, descompunem numerele, da. După aceea alegem dintre cei comuni, fracția, nu fracția, pe cei cu, puterea, cu cel mai mare exponent. Așa, pe puterea acelea cu exponentul cel mai mare, deci dintre cei comuni, pe cel cu puterea cea mai mare, ca să ne aibă repede. Da, am o întrebare. Dar asta se termină ideea. Da. Și la care adăugăm, așa trebuie să termin ideea, la care adăugăm și termenii necomuni. Toți cei necomuni, absolut, toți cei necomuni. Spune și două. Pe mare descompunem. Da. Apoi luăm puterea... Dintre cei comuni? De cei comuni luăm puterea cea mai mare. Și apoi îl înmulțim cu cei necomuni. Și înmulțim cu toți cei necomuni. Și cel să vedea, ăla e cel mai mic multiplu comun. Poți să spui și tu. Descompunem numerele. Așa. Luăm cu cel, pe cel cu... Dintre cei comuni. Dintre cei comuni cel mai mare. Și îl înmulțim cu cei necomuni. Toți cei necomuni. Fii dată. Deci descompunem. Descompunem numerele, luăm din dintre cei comuni cu exponentul, puterea cu exponentul mai mare și mulțim cei toți. Și mulțim pe toți cei necomuni, da? Pe toți îi mulțim. Asta e important, pe toți, nu lăsăm niciun. Dar dacă o să aveți așa, da. Și cu asta închei, dacă o să aveți că A egal de tipul 2 la a doua, ori 3, ori 7, B egal cu 2 la 3, ori 5, ori 7 la 2, iar C, poți fi 3 numere, C, egal cu 5 la 2, ori 11. Și vedeți cum faci fiecare? Da. Și care e cel mai mic? Nu, nu, nu. Doar să vedem care e cel mai mic. Luăm 5 la 2. Păi nu luăm 1 de 2? Hai să urmărim cu 2. 2 la 3. 2 la 3, da? Da, cu Ștefan? Da. Zi, zi. Deci 2 la 3, apoi. Ori 5 la 2. Ori 5 la 2.
Cu 7 la 2, da. Și te-ai oprit? Da, da. Înmulțit cu 7... Cu 7 opus. Cu 7, 5, 11. Păi 7 la 2, le înmulțit și 5. Deci înmulțit cu continuare cu 3 și 11. Deci, dragilor, am avut posibilitatea să întâlnim pe 2, să comparăm între 2 la 4 și 2 la 3. Și îl luăm pe 2 la 3. Da. Între 5 și 5 la 2, la 5 la 2. Între 7 și 7 la 2, la 7 la 2. Și acum, cu toți cei necomuni, este vorba de un 3 și un 5. Și un 11. Și un 3 și un 11, da. Am o întrebare. La exercițiile noi înainte, da? N-ar fi mai ușor să facem 32 ori 54, ar fi al doilea număr și pe aia împărțim la 2. Dar nu știu la cât se poate. Nu știu cât la 2. Habar n-am la cât se poate. Tot îmi plac aici să fii la 2. Asta e aritmetică. Asta e aritmetică. Deci, la 5... Media aritmetică adunăm și împărțim. Deci, el zicea să mulțim și să împărțim. Deci, e vorba de mulțit. Deci, atenție-mă. Da? Așa. Deci, insistare. Ce ai spus tu este ideea de a da peste un multiplu, dar nu știu ca ordine al câtele este. Poți să fie al doulea. Noi ce fi tu din amic cel mai mic? Asta vreau să zic, domnule. S-a întâmplat aici, că, mă rog, am avut pe trei ca divizor comun. Doi este cel mai mare divizor comun. Și de aceea al doilea a ieșit așa. Dar tu trebuie să înțelegi că ăsta e algoritmul pe care îl aplicăm, ne-a creat și satisfacții. Am fost foarte încântat că dăm peste el și cel mai mic. Și asta vă explică, domn profesor. Numai așa l-au găsit pe cel mai mic. Am vrut să vă dă corect. Nu, am spus, am dat răspunsul. Deci nu te-am repezit. Ți-am spus doar că nu am niciun motiv să-mi par la doi. Că nu știu al câtilea ca ordine este. Nu știi că e cel mai mic cu certitudine. Nu asta te asigură că e cel mai mic. Alo. Bună seara. Florin, dar doresc că se întâmplă lecția de matematică acum. Nu am avut timp, acum nu pot să-ți răspund. Iată-mă, dar nu-ți faci așa. Nu cu tipul lecției mă poți. Dar nu faci așa, la revedere. Faci așa o chestie. Bun. Hai să vedem... deci, să insistăm pe treaba asta. Și am clarificat acum că cel mai mic multiplu comun este un număr pe care îl găsim cu foarte multă grijă. Nu? Și ați văzut algoritmul. Așa. Și acum să încercăm și cu divizorul. Sau las divizorul altă dată, că vreau să rămână cu multiplu. Bun. Așa. El era mai simplu. Aglomerăm. Trebuie, da. Să vedem câteva chestiune Daria care le pregătim, ca să putem... Zi Daria, niște exerciții acolo. Așa. Să trecem în următoare. Hai, simplu. Este o problemă. Deci exercițiul 2. Da. Grelele vine să-i... Acum am avut doar vorbicezi. Grelele vine să-i ceară furnicii hrană. Aceasta promite că îi dă, dacă îi depozitează produsele animate cu trudă, în cămară și aceasta să se facă cât mai ordonare într-un durat. Deci prea mult. Haideți să dăm altceva din final. Da. Ceva mai așa. Completați punctul. Da. Numerele naturale de forma 2x, 3x divizibile cu 2 sunt? E greu? Deci numerele naturale de forma 2x nu ești egal cu de tipul 2x. 3x. 3x în continuare. 3x. Nu 2x și 3x. Un număr din patru. 3x. 3x divizibile cu 2. Da, baraj. Divizibile deci, cu 2 număr, sunt... Așa merge, dictez. Numărul de 4 cifre, de forma 3x, 3x. Divizibile cu 2 sunt... Divizibile cu 2. Da, zi. Păi, dacă trebuie să te ghide la 3, ultima cifră trebuie să fie neapărat par.
0, 2, 4, 6, 8. Deci N1 este de forma 2, 0, 3, 0. N2 de forma 2, altcine spune? 2? Da, ia. 2, 2, 3, 2. Da. Apoi scrie 2, 4, 3, 6. 2, 6, Davide. 3, 6. 3, 6. Și în 5 este egal cu 2, 8, 3, 8. Păi 8, 3, 8. Astea sunt toate numerele care au calitatea respectivă. Da. Vă dau eu un număr. Un număr împărțit la 2, de restul 3. De restul 1. Ne împărțim la 3, de restul 2. Ne împărțim la 4, de restul 3. Care este cel mai mic ne care are această calitate? Mai mic, nu? Deci împărțind de la 2, ne dă restul 1. Împărțind la 3, ne dă restul 2. Păi dar câtul? Păi nu știu. Câtul? Nu știu. Nu cât am. Te gândești la teorema împărțirii cu restul, nu așa? 24. Ia să zicem. Teorema împărțirii cu restul ar fi așa. Când e egal cu 2 împărțitorul, ori un cât 1 plus 1. 1. Același n egal cu 3 ori cât la al doilea plus 2. Și același n. Și același n are calitatea când împărțit la 4, deci 4 ori al cât? 3. 3 plus 3. 3. Și ce da? Ce să facem? Domnul. Să-l ghicim așa? Să-l ghicim? Cum să facem? Păi putem să scriem că 2 ori cât plus nu este egal cu același, să scriem așa într-o coloană. Toate sunt egale. Adică e vorba de același nume. Da. Și egalăm astea toate între ele. Da, ar fi urmă. Dar fac chestia și după aceea ce fac la clasul următor. Asta păi, și eu. E o egalitate de două, de trei termeni. Ăsta egal cu ăsta, ăsta egal cu ăsta. Dar cât ar fi egal așa? Dacă ar fi cât egal. Nu este același cât. Că la împărțirea la 2 de un alt cât. Asta. La păzirea 3 la alt cât? Corect. De așteptat. Cum îl găsim? Mamă, asta. Zic la 7, dacă nu era 3 acolo, 7 era perfect. Aoleu. Dar nu m-aș putea să mă... 7 ar fost deștept, nu? Ar fi fost cel mai... Dar nu. Pentru că 7 împărțit la 4 de acolo este 3. Da. 7 împărțit la 2 de restul nu. Dar la 3? Știu, asta-i. Vedeți? El trebuie să-i fie foarte tare de calitatea asta. Când împărțim la 2 de restul 1, la 3 restul 2. 11? 11? Mega! Merge! La toate? Da! Ia să vedem. 11 împărțim la 4 cât dă. Nu știu pe la 4 cât, 2 e 3. 2 e 3. Merge 11? Da. Da. Dar cum ai ajuns în numărul ăla? 11 împărțit la 2. 11 împărțit la 2. 5 restul. Da, 5 restul. 11 împărțit la 3. 3 restul. 3 restul 2. 11 împărțit la 4. 4. 2 restul 3. Excelent. Am avut problema. Cum l-ai ghicit? Corect. Am ghicit. Am avut problema. Nu e egal cu gândul 11 spui. Pentru că m-am gândit în putere să aici la 7, 3 nu se împărțea. 8 era un număr par, așa că 3 nu se poate împarte la 8. 9 se putea împărți doar la 3. 10. Și la 2. Că 2 își vedea la 3. Deci, da. Care este ideea? Ghicitul este o soluție? Soluție? Cam da. O să ai inspirație sau n-ai inspirație? Poate da, poate nu. Dacă erau alte numere, 2, 3 și... Păi dar profesorul de altceva, cum ai ajuns să mai rezultate? Sigur că da. Care e raționamentul? Cum? Mă rog. No.
Nu, nu, păi nu. Trebuie să mai ieși. Păi, tocmai am încercat și ceva și n-am văzut. Și mă știu, bă? Găsim o idee? Da. Găsim unul care se bat la toate. Găsim sensul lucru. Găsim toate numărele care se fac. La două boxuri. La 4, la 3 și la 2. Atenție. Ce ți zis? Că diferența între împărțitor, da? Diferența între împărțitor și rest. Adică noi concluzionăm din asta că sunt doi, că este un număr impar. Deci ar fi ideea că este un număr impar. E 2 C plus 1, da? Da. Diferența dintre împărțitorul de aici, atenție, 3 și restul tot 1. Diferența dintre împărțitorul 4 și restul tot 1 este. Și aici îmi vine în minte să adun un 1 peste tot. Adunăm un 1 aici, adunăm un 1 aici, adunăm un 1 aici. Pentru că asta e diferența. Și atunci, adunând 1 în ambii membri, devine N plus 1 egal cu 2 ori C, 1. Daria, nu mai este ce e interesant. Deci, Daria am sesizat că diferența dintre împărțitor și rest este de 1. Dintre împărțitor și rest, tot 1 este. Împărțitor și rest, tot 1. Și am adunat un 1 ca să aduc restul la nivelul împărțitorului. Da, domnul profesor, dar e cât? Ce 1? Ce 1? Da. Ce 1? Plus 2. Plus 2. N plus 1, pe de altă parte, egal cu 3 C2 plus 3. Da? N plus 1 egal cu 4. Primul N. Ce 3? Atunci ar da fi la fiecare egal. Nu e... Nu... Nu, mă refer la N plus 1. N egal peste tot. Păi n-am adunat același 1 peste tot? Da, da. În ăsta mi-am adunat 1, în ăsta 1. Deci am adunat același lucru. Deci tot N plus 1, da? 4C3 plus cât? 4C3 plus 4. Ce pot face aici copii? Ce pot face aici? Pot să scot un factor comun în 2. Nu? Nu. De ce nu pot? 2 și 2 nu este aici și aici? Ba da. Jos îți scot pe 3 și... Jos pe 3 și ridic și pe 4. Ăsta e motivul pentru care am adunat 1, nu? Ca să scot un factor comun. Deci egal mai departe cu 2 pe lângă C1 plus 1. Egal cu cine, David, de 3 pe lângă C1 plus 1. C2 plus 1. Și egal cu 4 pe lângă C3 plus 1. Plus 1. Iată că am constatat că N plus 1 este egal cu 2 oriceva. Eu ăsta să notesc cu un A. Ăsta să notesc cu un B. Ăsta spun C. Deci, N plus 1 e 2A. Tot N plus 1 este 3B. Iar N plus 1 este 4C. Deci N plus 1 e 2A, N plus 1 e 3B și N plus 1 e 4C. Care e cel mai mic număr care să se împartă și la 2, și la 3, și la 4? N plus 1 ăsta. 12. Nu, profesor. 12. Adică e multiplul dintre 2, 3 și 4. A, și din 12 scădem acel 1 și ne dăm 11. Asta e. Ai văzut? Ce șmecherie. Da? Deci fac treaba asta. Și acum aflu, iată cât de important este să știu cel mai mic multiplu comun. Adică am avut noroc? Nu am avut noroc acum. El a ghicit numărul acela și acum noi justificăm partea teoretică. Deci N plus 1 este egal faptul că să scrii 2 oriceva, 3 oriceva, 4 oriceva, să arate cel mai mic multiplu comun al numerilor 2, 3 și 4. Adică ce înseamnă 2, 3 și 4? Adică 2 ori 3, 3 ori 4, că ce numărul comun este 3 ori 4, da? 3 ori 4, ori un număr.
un număr de A. Da, nu mai zicem A. Deci N plus 1 trebuie să fie 12 ori K. 12 ori K. A, din scădere 1. N egal cu 12 K minus 1. Deci toate numele de tipul ăsta, 12 K minus 1, cu K, luând valorile. K luând valorile. 1, 2, 3... Ei, dragilor, dacă K egal valoarea 1, ce nu mai găsesc? N egal cu 12 ori 1, 12, minus 1, 11. Când K egal cu 2... Cât e 9, copii? Păi... 12 ori 2, 24, minus 1, 23. 23, alt număr deștept. Nu le găsăm. Alt număr. Pentru că ai altul 35. Nu e egal cu 12 ori 3, 36, minus 1, 35. Vedeți că le găsim pe toate câte vreți voi. Sunt infinite. Care au calitatea asta când vă zic toată. Primul număr l-am găsit din noroc. Da, da, stai, prin noroc, David v-a dat valori, dar aici, uite, acum cu domnul profesor, vă zis algoritm, adică pașii care s-a așa. Așa puteam și în continuare să găsim. Dar atenție, ce trebuie să remarci aici? Problema este foarte interesantă dacă diferența este totdeauna de 1. Dacă o să fie diferența de 2, avem 2 peste tot. Da. Deci aici, în formularea problemei, trebuie să avem grijă să facem această chestie. Vă las vouă, ca temă, să faceți un exercițiu, să compuneți exercițiu după tehnica asta. Un exercițiu, să compunem noi. Din ăsta, da. Varianta asta, dacă l-ați înțeles. Și ca să mă convingeți, dacă chiar aveți niște lucruri care v-au scăpat, la Prof Online, dați acolo, trebuie. Vedeți lecția asta care am făcut acolo, cu explicații, că v-a scăpat o parte din cuvinte. Deci, fiind lecția nouă, anumite chestii v-au scăpat, dar eu m-am stătuit și am explicat. Și acolo aveți explicațiile, vorbele mele și toată dragostea mea care este acolo prinsă în cameră. Și puteți în felul ăsta să faceți chestiuni. Deci, decompus o problemă care se însemne așa. N împărțit la 3 dă restul 1. N împărțit la 4. Vă las pe voi. N împărțit la 4. N împărțit la 5. Ce rest trebuie să puneți voi? Dacă am pus restul 1, ce rest puneți aici? Ce rest puneți acolo? 3. 3 sau 2? 3. Iau de 2. Restul 1, ce diferență e? Aha. Aici a fost pe observație. Deci v-am angajat prima la 5 diferențe. 2 și 3 la urmă. Și apoi, da. Așa. Hai să spunem sinteza orei. Vom să facem? Da. Da. Sinteza orei. Și anume, spunem așa. Ce-am făcut aici? Divizibilitate, da? Divizibilitate. Criterii. Cum adică? Se divide. Când am zis 3 puncte, se divide. Da. Divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Adică când se fac la 2, când se fac la 3, când se fac la 5, când se fac la... La nu știu cât. Flexibilitate, se dedică. Multiplu. Da? Multiplu. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu. Și am mai făcut trei mapății de presă. Sau de... Adică, nu s-o terminat. Sunteți în cameră. S-o terminat, așteptați. Da? Teorema. Interzii. Adică. Asta a fost lucrul care am discutat. Bună seara, să nu uitați de like și share și să vă abonați la canal. Asta. La revedere! Ceau!